județ, care țin de agenda cetățeanului, care țin de agenda noastră parlamentară, pentru că altfel, dacă am vorbit noi o jumătate de oră, poate n-ar fi chiar corect față de timpul pe care l-ați alocat dumneavoastră pentru a fi în fața noastră și a difuza informații către cei pe care vreți să îi reprezentați. Putem vorbi, domnul președinte, despre bugetul alocat Consiliului Județean comparativ cu bugetele alocate OAT-urilor de către Consiliul Județean? Da, putem vorbi. Haideți să facem o clarificare. Alocarea bugetară pentru bugetul Consiliului Județean în anul 2020, la începutul construcției bugetare, a fost de 140.488.000 de lei. Anul acesta, alocarea bugetară pentru Consiliul Județean este de 151.760.000 de lei, adică cu o creștere de 9,2% mai mare. Ceea ce înseamnă că, după calculele noastre, ținând cont și de legislația specifică care prevede că 90% din sumele plătite asistenților personali, mă refer aici la DGASPC, sunt suportate de la bugetul consolidat, practic este o creștere a bugetului Consiliului Județean. Pentru că am văzut afirmații făcute în spațiu public, nefondate. Și noi ne uităm pe cifre. Nu vrem să discutăm altceva. Deci, Consiliul Județean are un buget mai mare cu 9,2% față de alocarea inițială din 2020. Este foarte adevărat că execuția bugetară pentru 2020 a fost de 156.218.000 lei. Da? Nu înțeleg care sunt motivele de îngrijorare. Cine a făcut afirmațiile astea nefondate? Poftim? Afirmațiile nefondate. Cine le-a făcut? Conducătorii Consiliului Județean. Cei care reprezintă Consiliul Județean astăzi la nivel de decizie publică. Pot să pun și o întrebare? Logic. Județul Călăraș este unul dintre cele mai slab dezvoltate județe din România. Și asta se datorează preponderenței sectorului agricol. O grămadă de dinucătoriști care au cotropit satele și au câte 10-15 angajați, în timp ce marea majoritate a populației din satele călărășene nu au ce face, stau până la cărciu. Care sunt politicile non-agricole pe care le vedeți viabile pentru a scoate județul Călăraș în această stare? Da. Păi, mie mi-ați adresat întrebarea ca să știu. Dumneavoastră, domnului secretar de stat, domnului senator, Partidului Național. O să încercăm să răspundem fiecare dintre noi. Ce vă pot spune este că un județ agricol nu înseamnă neapărat un județ sărac. Înseamnă că nu valorificăm potențialul agricol al județului și să transformăm materia primă în produse cu valoare adăugată, deci să dezvoltăm industria alimentară ca să creăm locuri de muncă. Deci, ceea ce nu pot fi de acord că, mă rog, sunt 10-15, cum a spus dumneavoastră, dinucătorici. Asta a fost reforma funciară făcută în 1990. Asta este capitalismul. Ceea ce trebuie să facem noi este să facem politici, să consolidăm o clasă de mijloc în agricultură. Asta deja am făcut și aici vă poate spune și colegul Marius Micu pe ce înseamnă terenurile aflate la dispoziția ADS-ului care pot fi atribuite tinerilor fermieri, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria ADS-ului, pe măsurile non-agricole, pe perioada de tranziție, din cei 3,2 miliarde de euro pe care îi va lansa Ministerul Agriculturii, vor avea sume consistente atât grupurile de acțiune locală, cât și investiții în activități non-agricole, de prestări servicii, de înființarea de companii care să activeze mediul rural. Și numai prin investiții putem să transformăm județul dintr-un județ sărac într-un județ care să-și exprime potențial. Dacă le direcționăm bine. Că ați zis foarte bine să după de acțiune locală, dacă ați vedea ce proiecte au fost finanțate, o să vedeți că au fost finanțate achiziții de utilaje agricole pentru privați și achiziții de utilaje pentru gospodării satelor.
o să reducem noi decalajul ăsta într-o mie de ani. Și mai vă dau o temă, domnul deputat. 300 de milioane de euro investiții în agricultură nu pot valora niciodată că 10 milioane de euro investiții în digitalizare și IT, în antreprenoriat digital. Agricultura, cu tot respectul și toată considerația că dumneavoastră sunteți în agricultură și apreciez și pe cei care lucrează în agricultură și agricultura, dar agricultura este o ramă economică care a fost până de primele, acum 2000 de ani. Ca noi să depășim acest decalaj pe care are județul Călăraș și localități față de ce înseamnă nivelul dezvoltării și ce înseamnă modernitatea, trebuie să devin și altceva. Vă gândiți și la altceva în afară de agricultură? Da, bineînțeles. Aici o să-l rog pe colegul senator Ciprian Badea să vă răspundă. În Mălaș am